Obișnuiți în ultimii ani cu baschetul de calitate, iubitorii sportului cu mingea la coș din Giurgiu vor începe să trăiască doar din amintiri. Echipa CSS promovată în 2011 în Liga Națională nu a fost înscrisă nicio competiție, deși nu retrogradase și umplea sala meci de meci. Motivul retragerii din campionat a fost reprezentat de lipsa fondurilor, echipa pierzând sprijinul financiar al Consiliului Județean. Joi debutează turul întâi al Cupei României, o competiție în care CSS Giurgiu a făcut furori anul trecut, fiind la un pas de Final Four. Giurgiuvenii trebuiau să debuteze împotriva echipei BCM Pitești, dar după retragere, argeșenii s-au calificat în faza următoare a competiției. Campionatul Ligii Naționale este programat să înceapă la 5 octombrie.